disciplina zilei la profundul ai cu probleme de matematică. Așa mai bine ne vedem, iată de aveți tonus adevărat, mă bucur tare mult și pe tipul pornim repede la treabă. Ce ne propunem noi de fiecare dată? Haideți să facem așa o precizare, nu numai pentru voi, ci și pentru cei care ne urmăresc. Noi ne propunem în toate lecțiile noastre să învățăm să gândim o problemă de matematică. Da. Asta este rostul întâlnirii noastre. Și vreau să mai spun încă ceva. Nu ne grăbim. Nu numărul de probleme ne interesează, ci ne interesează foarte tare să vedem cum anume gândim problema. Corect. Mai avem două probleme de la Alexandrie. Ai văzut ce am făcut la Alexandrie? Am făcut ce lucruri importante. Am încercat ca pe o problemă aceea să o desfacem foarte atent, să găsim cât mai multe chestiuni de desubt, să vedem cum o gândit autorul. La care problemă? Nu știu, la una din ele. Da. Făcut-o, așa mai amintesc. Oricum, haideți să plecăm cu acele două probleme. Ce spunem aici? Test? Subiecte de testare. Sau testul pentru clasa 5-a. Parcă altfel am zis noi acolo. Subiecte de testare. Subiecte pentru testare, da, la clasa 5. Subiecte pentru testarea. De la clasa a cincea, dar voi ziceți clasa a patra, dar am scris asta. Ne închipuim că am ajuns la sfârșitul clasei a patra și să dea acel test, da? Poftim. O parcelă dreptunghiulară. Are lungimea exprimată în metri printr-un număr cuprins între 150 și 155. Deci, asta e lățimea, copii, asta e lungimea. Voi, astea sunt elemente noi pentru voi, vă rog să fiți atenți. Da, lungimea și lățimea. Dreptunghiul, fața de, să spun, de masă pe care o aveți aici, în față, cartea, caietul, da? Acestea sunt dreptunghiuri. Deci are lungimea exprimată în metri prin număr natural cuprins între 150 și 155. Deci lungimea înseamnă un număr cuprins între 150 și 155. Metri. Nu știu dacă e și cu egal aici. Aș vrea să aflu treaba asta. Cuprinsă între. Da. Hai să o luăm fără capete. Da. Ușor să gândim dacă așa asta e varianta. Perimetrul parcelei este de 10 ori mai mare ca lățimea. Perimetrul parcelei, nu mai scrie pe Facebook. Daria? Ce e parcela? Deci, parcela adică doar dreptunghiului. Perimetrul, cu în mică o să rim. Perimetrul parcelei este de 10 ori mai mare ca lățimea. Deci perimetru egal 10 înmulțit cu il mic. De 10 ori mai mare decât lățimea. Aflați dimensiunile parcelei. Adică dreptunghiului, știi? Cam greu. Hai să vedem. Noi îi spuneam altfel decât perimetru. Dar nu contează. Perimetru. Dar așa asta e o bucată de pământ, mai copii. Așa sub forma unui dreptunghi. De ce zice o parcelă, da? Bucate de pământ de acolo, sunt unul de dreptunghi. Și cu cine ar fi egal perimetrul? Hai să plecăm de aici, dacă voi înțelegeți ce înseamnă perimetrul. Suma tuturor laturilor, da? Deci perimetrul, pe mic. Pe mic este egal, din ce știți voi, de două... Cine vorbește? Cine mă conduce? Hai, te rog. Da. Latură plus latură. Deci, latură mare adică plus lungime, latură. Lățime, zi așa, lungime plus lungime. Deci de două ori lungimea. Ai doi el mare. Da. E bine? Doi ori el. Da, doi ori el plus? Plus doi ori el. Doi ori el mic, da? Doi ori el mare plus doi ori el mic. Da. Și egal mai departe. Mai putem face ceva, Daria? Ce putem face acum? Este... 2 ori, ce observăm? Este 2 ori ăsta care e comun celor doi termeni ai adunării. Ce putem?
Ce putem face că vedem un termen comun și într-o și la primul și la al doilea? Cum se cheamă proprietatea asta? De unde s-a ajuns de la 2 ori? Hai să facem altceva. Vă rog să spuneți cât face 2 înmulțit cu 5 plus 7. 2 înmulțit cu 5 plus 7. Am putea să aplicăm o proprietate? Da. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Nu așa se face? Da, da. Deci distribuim pe 2 și lui 5 și lui 7. Și vine 2 ori 5 plus 2 ori 7. Așa și acolo. Da? Daria. 2 ori 5 plus 2 ori 7. Nu ai auzit de asta? Proprietatea de distributivitate a înmulțirii. Deci înmulțirea se distribuie celor doi termeni, da? Lui 5 și lui 7. Acum, înapoi, dacă vedeți vreodată așa 2 ori 5 plus 2 ori 7, 2 fiind comun celor doi, înseamnă că provine de la o înmulțire. Deci citim egalitatea și înapoi. Atenție, nu numai de la stânga spre dreapta, și de la dreapta spre stânga. Cred că o să facem el mare plus el mic ori 2. Asta da. E mă șmecheria. 2 ori el, poți zic 2 la început, da? Da. Deci egal cu 2 ori el mare plus el mic. 2 ori el mare plus el mic. Dacă aplic distributivitatea acum, Daria, așa vine 2 ori el mare plus 2 ori el mic. Și noi am avut-o ce acum? Am avut-o desfășurat și am vrut să o strâng. Da? 2 ori el mare plus el mic. Deci atât încă o dată scriu perimetrul că e mic. Este 2 ori de 2 ori el mare plus el mic. Foarte tare. Dar autorul ne spune ceva. Că acest perimetru pe mic e știut. Să punem și noi de sus. Pe mic este 10 ori L. Pe mic e 10 ori L. Și ce facem? Am putea să facem perimetrul este egal cu 10 ori L plus L. De ce 10 ori de plus? Pentru cum ai gândit? Sunt două laturi și... Hai să vedem, Daria, cu multă atenție. Deci perimetrul odată este așa, cum îl vezi, scris, și altă dată perimetrul cu 10 ori L. Nu înseamnă că putem înlocui pe ăsta sus cu 10 ori L. Nu înseamnă că dacă ăsta e așa, tot același e egal, înseamnă că astea două sunt egale. Da. Nu vei clar. Atenție multă. Sunt lucruri pe care încă din clasa a doua, de acolo se întâmplă să faceți așa ceva. Deci, perimetrul, după ce am muncit noi, e 2 ori, pe lângă, 2 pe lângă, L mare plus L mic. E de altă parte perimetrul, dar de autor, e de 10 ori L mic. Din astea două, Daria, nu-mi permit eu să scriu relația următoare. În loc de P, de aici punem 10 ori L. 10 ori L. Egal cu, simte, rog. Da, bine. 10 ori L egal cu P ori... Păi, hai să vedem. Nu se poate, trebuie să mă ajutați. Da. Uite. P odată, e arătat de noi, e 2 ori L mare plus L mic. Același P, e 10 ori L. Nu înseamnă că poți să înlocuiești pe P-ul de aici, care este același. În loc de P-ul de aici, pune 10 ori L. Și ce devine relația? 10 ori L egal cu 2 ori. Așa, 10 ori L egal cu 2 ori L mare plus L mic. Da, vede, insist încă o dată pentru tine, cum ți-a fost clar. Scrie relația, dar hai să o gândim încă o dată. Deci, tu ai aceeași greutate cu un coleg al tău, da? Atâta cântăriți la voi. El cântărește la fel cu un alt coleg. Nu înseamnă că ei, tu și cu colegul tău, aveți aceeași greutate? Da. Asta am vrut și eu, mă. Asta am spus. Adică doi, să spunem că doi colegi cântăresc cât mie. Da, dar eu nu știu. Doar atâta știu relația. Că tu cântărești, ai aceeași greutate cu Gigi Arp.
cu colegul tău. Despre Gigel știu că are aceeași greutate cu Ionel. Nu înseamnă că Davide și cu Ionel au aceeași greutate? Da. Da. Păi asta am spus. P, iată, este așa. Tot P este și așa. Nu înseamnă că ăștia doi sunt egali între ei? Păi da. Păi asta, asta scriu, mă. De ce nu ești prezent lângă mine? De ce nu ești lângă mine acum? Deci vine 10 ori L, că este același P. 10 ori L egal cu 2 ori L plus L mare. Da. Eram de rutat. Era atent. Era, este de evident încât nu avem ce discuta prea mult. Bun. Acum, hai să împărțim această egalitate prin 2. De ce prin 2? Aici e 10 L, dar 10 ori L. După voi, da? Simbolul ăsta. Scăpăm mai de el. Așa. Bine, împărțim totul prin 2. Și acum, 10 împărțit la 2 face 5. Și apare că 5 echivalent cu a scrie că 5 L, 5 ori L, egal cu? Egal. Dacă împărțim prin 2, 2 împărțit la 2 face 1, că unul din factori îl împărțim, nu? Nu. Egal cu 1 ori, nu am mai scris, 1 ori ceva face acel ceva. Deci L mare plus L mic. Da? Deci L mare plus L mic. În momentul de față, am de 5 ori L egal plus L mare plus L mic. Scădem un L în ambii membre a egalității, și în stânga și în dreapta, un L mic. Da? Un L mic. Și 5 de-al de L scăzut un L, câți de-al de L? 5 de-al de L scăzut un L? Vreau să te spuneți niciodată că n-am înțeles. Uite, 5 ori L egal plus L mare plus L mic, suntem aici, da? Da. Scădem un L și din stânga și din dreapta, că egalitatea să rămân la fel. Dacă ai o balanță și iei aceeași cantitate și din stânga și din dreapta, rămâne echilibru. Egalul rămâne. Egalul este așa, da? Și când am luat același lucru, ea rămâne la fel. Dacă scădem pe L și din stânga și din dreapta, ea rămâne la fel. Și 5 de-al de L scăzut un L? 4 L. 4, am 5 mere scăzut, scădem un număr, luăm un număr. 4 de al de L. Deci de aici rezultă echivalent cu a spune că 4 de al de L egal cu L mare. 4 de al de L egal cu L mare. Vedem cât e un L mare. Acum am această relație. Despre L mare știu că este un număr cuprins între 150 și 155. Uite, adăugăm de desubt. L-i cuprins între 150 și respectiv 155. Poți fi mai multe numere. Mai multe numere, sigur că da. Poți adică, 151. Deci, deodată, L1 egal cu 100... 151. Da. L mare. Egal 151, 152. Tot la mare. Aici spune 151, 152. 153, da. 154 și da. Atât. 154 și atât. Însă ne spune autorul că L reprezintă un număr de metri, parcă, L mare. Da. Și perimetrul de 10 ori lățime. Așa. Dacă ar fi atribut, nu să-și fi spus cât are perimetrul întreg. Păi ne-a spus că e de 10 ori la mic. Ne-a dat. Dar nu, tu vrei număr concret? Da, da, mă, da, tu vrei asta, nu? Autorul dă ascuns. Păi așa făceai numărul la pățări. Sigur că da. Cât e lățimea. Acum, hai să vedem. Ce mai spun? Parcă e un număr natural, spune. Da, tine. Natural. Dacă e număr natural, poanta este așa. Dacă e număr natural, vedem ce număr natural se împarte exact la 4, ca să vină. Care e regula aia de împărțit la 4? Noi avem variante și luăm pe una din ele. Deci, hai să zicem, cazul 1. 151. Cazul 1. L mare egal cu 151. Atunci am ce? Că 4 L mic egal cu 151. Eu ne rezultă că L mic egal cu cine? 151 împărțit la... Împărțit la 4. Da? 151 împărțit la 4. 4 de rest, rămâne rest, nu? Nu se poate, pentru că
la final nu se introduce cifra pară. Deci nu, asta, nu asta e situația care ne convine, nu ne place asta. Deci la împărțirea asta, rest egal cu 1, nu așa ar veni parcă. Ia să 4 în 15 de 3 ori. De 3 ori, adică 4 în 15, 31 este, asta e 31. 31. 7. Rest 3, da? 153. Da, restul 3, da? Restul mă interesa, 1 sau 3? Nu, e 3. Să vedem pe celălalt. 152, să știți că merge. 152, atunci vine 4 l mic egal cu 152, din care scoatem 3. 152 l egal cu 152 împărțit la 4. Și ne dă 38. 38. Bun. Iată că am găsit o situație care îmi place. Adică am găsit pe l mic de 38, l mare de 152. Asta era și problema mea. Să găsim pe L mic și pe L mare. L mic egal cu 38, iar L mare egal cu 152. Întrebarea este, să mai testăm și pe celelalte, că știți ce se întâmplă dacă mai există vreo variantă și o scăpăm? Nu se poate, nu-mi permite. Ne zice perimetrul e de 10 ori lățimea? Perimetru e de 10 ori lățimea. Păi am folosit chestia asta. Da. Păi adică trebuie să facem 380. Acum ar trebui să facem 380, 80. Da, dar acum pe noi nu ne interesează. Ne ducem să mai testăm și pe celelalte. Da, 153 în niciun caz. Deci L egal cu 153. Atunci vine 4 L egal. Dar nu merge, domn profesor. Merge, ai dreptate. Nu se poate. Nu la 3, pentru că ultima dată nu e pare. Sigur că da. Noi scriem și spun că e imposibil, da? 4 L egal cu 153, iar de aici L egal cu nu aparține numerelor naturale. Da? Că de, nu se împarte exact. Nu aparține. L nu e număr natural. Și începem și cu 154? Și cu 154, ca să fie clar că noi l-am avut în vedere. 154. 154. L egal, rezultă că 4 L egal cu 154. Și din nou nu aparține numai naturale, că nu se poate exact, rămâne restul 2. Adică în concluzie, o singură soluție are problema 152. 152. Lungimea și lățimea 38. Da? Da, da. Lungimea 152 și lățimea 38. Și acum trebuie să avem perimetru, adică 38 ori 10. 38 ori 10, 380, da? Da. Adică dacă adunăm de două ori lungimea plus de două ori lățimea, tot acolo ajunge. Deci dacă adunăm pe ăsta, vezi, 38 cu 152, dacă îi adunăm pe ăștia 2, da, și mulțim cu 2, trebuie să ne dea 380. Trebuie să ne dea 380. Și 152 cu 38 face cât aici? 190. 190. 2, 380. 180. 380, deci este corect, fără problemă. Hai să mai vedem încă o dată, că ați avut ceva greutăți și mă întreb de ce. N-au făcut perimetru, n-au făcut de întrebări. Sunt noutăți, da? Da, din cauza asta. Perimetru, suma tuturor laturilor, a știut asta. Dar lucrurile au mers greoi aici. Acolo, la partea. La factor comun. Da. N-au la pus la punct problema distributivității. Da. Deci, faptul că la clasă nu se lucrează și învățătorii nu insistă pe distributivitate, greutățile vor fi tot timpul. Factorul comun nu-l văd. Nu înțeleg de ce factor comun. Ce înseamnă asta? Așa că mai insistăm aici. Deci, în momentul în care vedem, când vedem o slăbiciune și provenită de aici, de jos, trebuie să intervenim urgent. Și am să spun așa. Cât fac 7 ori? Faceți X-ul, domn Cafres. Da, 7 ori. 7. Poate ar trebui să fac efort. O să da, să fac un punct. Că cât de repede vor trebui da, să scape. Da, dar la cred că nu. N-au voie. N-au voie. 7 ori. Ba da, avem voie. Aveți voie cu punct? Miss ne-a zis, ori alegem cum să punem X-ul, ori alegem să punem punct. Păi și atunci puneți punct. Puneți punct la 5, am fost zis foarte ușor. Da. Este la îndemână. Mergem așa. Ok, încercăm. Deci 7 ori 8 plus 7 ori 2. Egal cu? Ușor. Cum facem? 7 ori 8. Da, 56. Foarte bine. Plus? 56 plus 14. Plus 14. Și este egal cu? Cu 70. Cu 70. Sau puteam să fac. Sau, aici mă interesează, luăm de nou. 7 ori 8
8 plus 7 ori 2. 7 ori 2 plus 7 ori 7 ori 7. Păi, de ce facem 7 ori în paranteză? 7 ori în paranteză 8 plus 2, Dani. 8 plus 2. Corect. Uite, uite, pe 70 ăsta, hai să scrim așa, continuăm aici. Pe 70 zic 7 ori 10. 7 ori 10. Ești de acord cu mine, Davide? Da. Și egal cu 7 ori, 7 ori, iar pe 10 să scriu ca fiind 8 plus 2. Păi ce tare chestia. Deci, iată că am plecat de aici, Davide, și am ajuns la scrierea asta. Este corect până aici, nu? Adică, hai să scriu din nou. 7 ori 8 plus 7 ori 2 se scrie, Davide, ce interesant lucru, ca fiind 7 ori 8 plus 2. 7 ori 8 plus 7 ori 2 egal cu 7 ori 8 plus 2. Da. Mai vedem o dată? De aici am plecat noi, nu? La 7 ori 8 plus 7 ori 2, 56 plus 14, 70, pe 70, 7 ori 10. Am desfășurat și pe 70, pe 10 l-am scris ca 8 plus 2, este perfect. Și acum rețin urma asta. Te rog să privești cu foarte multă atenție. Ce proprietate s-a întâmplat aici să fi fost? Hai să o privim egalitate din partea, din membru drept spre membru stâng. Și zicem așa, 7 ori 8 plus 2 egal cu 7 ori 8 plus 7 ori 2. Păi 7 la celălalt putem să nu mai folosim, că e același lucru. Păi măi, ăsta e distributivitatea, măi, Davide. În clasa A, 2-a, sau chiar din clasa 1, în a 2-a când se face mulțirea, când le vorbești de mulțire, una dintre proprietățile importante este asta. Înmulțirea se distribuie adunării. Afectează pe toți din, din paranteză. Pe toți îi afectează. Da. Și înapoi, Davide, acum, atenție, și înapoi egalitatea. Dacă vezi 7 ori 8, 7 ori 2, spune, știu din ce provine. De la 7 ori, 8 plus 2. Și acesta este lucru foarte, foarte, foarte important. Pentru că 7 acesta, văzându-l și la un termen și la altul, se scoate în limbajul matematic mai târziu, scoatem în factor comun, zicem. Da? 7 se scoate în factor comun. Insist. Acum, neînțelegând rostul distributivității, nu veți înțelege niciodată scoaterea în factor comun. Da? Deci aici e povestea. Eu am insistat așa și v-am spus. Eu nu aș fi făcut 7 ori 8, 56, 7 ori 2. Ci mai întâi scoateam pe 7 factori. Și adunam pe cele două și pe 7 îl mulțeam după aceea. Adică, uitați-vă, dacă spun 3 ori 521, 3 ori 521, plus 3 ori 39, egal cu cine aici, dacă ați înțeles? Păi, dacă facem 3 ori 521, deci 3 ori, paranteză. Așa, 3 ori, în paranteză, 521 plus 39. Așa facem. Am scos pe 3 factori comuni. Da? 3 ori, 521 ori 39. Și facem calculul, înseamnă 3 ori. Înseamnă 3 ori, 9 plus 1, 10. Da. 3 plus 2, 5 și 1, 6. 560. 3 ori 560. Bine? Daria, am urmărit ce s-a întâmplat? Deci este foarte tare chestia asta, scoaterea în factor comun. Aici asta ați avut. Da? Deci, practic, era acolo, uitați aici, 2 ori L plus 2 ori L mare, 2 ori L mare plus 2 ori L mic. 2 pe lângă L mare plus L mic. Dar voi, aici va veni foarte greu, pentru că nu vă este clar. Nu v-ați obișnuit cu ideea asta de factor comun, da? Uite, încă o dată. Davide, te rog să... Daria, te rog să lucrezi acum. Da? 5 ori 24, Daria, plus 5 ori 15, minus 5 ori... Minus? Minus 5 ori 20. Profesor, păi facem... Nu, așa. Este egal cu 5.
este egal cu 5 ori 24. 5 ori? O secundă, 5 ori. Deschideți paranteza. Așa. 24 plus 15. 24 plus 15. Minus 20 în paranteză. Și ar fi egal. Am avut comun. Și aici, și aici, și aici. Da? 24 plus 5 pe minus 20 egal mai departe cu... Este egal cu 5 ori, deschidem paranteza. 19, da? Că rămâne un 4 de aici și face 19. Corect. 5 ori 19 nici nu pot, în paranteză, că e deprisos. Da. Mergem mai departe. Vreau neapărat să descoperiți șmecheria asta și să lucrați cu precizie și cu viteză, că este foarte, foarte, foarte important. Dar nu vă spun numai voi, ci și prietenilor noștri care acum se uită la noi și urmăresc, bă, ce interesant este. Așa zic ei. Da? Ei stau acolo, sunt la bancă, dar noi le producem materialul ăsta încât vor fi văzute. Am să vă spun ceva. Astăzi, din întâmplare, nu din plan, n-aveam ce face așa și m-am dus pe prima mea lecție. Sunt acolo vreo 600 și vreo... 60, 70, da, aproape așa, da. Așa. Când am plecat cu prima lecție, numere. Am introdus numerele. Nu știu, e vizitată de foarte mult. Lecția cea mai vizitată din tot blocul. Acolo am povestit eu cum mi-am imaginat oameni de o introducție în numele, cu două stâni de oi pe un deal și pe altul și unul spunea, băi, eu am mai multe oi decât tine. Ba, eu am mai mult decât tine. Și o trebuie să-i compari. Și cum m-au gândit el, dar cum se numere, că nu aveau numele. Nu, era numele. Nu era nimic introducție. Eram la prima perioadă atunci când Doamne, au realizat toată povestea și s-a întâmplat așa chestia. Mă rog, și cum am făcut eu acolo? Și am mai ajuns, dar am introdus numele. E lecția cea mai frecventată, v-aș ruga să o vedeți. Dar ce m-a fascinat a fost, au fost comentariile. Imediat sub lecție sunt comentarii, sunt 30 ceva de comentarii. Încât oamenii sunt cum să spun, plăcut, surprins de modul natural și plăcut prin care eu vorbesc și introduc numerele. V-aș ruga să vedeți așa, să vedeți apropo de comentarii și apropo cum, de modul în care primesc lecțiile acestea. Deci noi ce facem acum pare o chestiune ca o joacă. Pare că nu e atât de important. Așa și atunci, în 2010, când am pornit eu blogul, tot așa am făcut-o în dorința de a mă face cât mai apropiat de cei care nu i-aveam în față. Eram pe o tablă acolo, pe tabla asta eram, acolo în câmp, da, în fața grajdului acela părăsit, la Călugăreni, mai precis, la chiar în ferma domnului Baciu, cel care are prezident, da, acolo eram, acolo stăteam, pe fața unui graj, într-un colț a fermei, din ferma respectivă, tabla stătea acolo, aveam și stupina acolo lângă mine, mai făceam lecții de matematică, mai lucram ceva la albine. Iar când îmi venea o idee, mă duceam acolo și lucram la tablă. Și așa am pornit lecțiile acelea. O să vă placă foarte tare. Așadar, mă întorc și spun că este foarte, foarte important să avem deprinderea asta în spatele un factor formal. Vreau să facem următorul exercițiu. Îl scriu aici și zicem așa. 5 ori 13 plus 10 ori 27 egal cu. Haideți să facem un sistem. 5 ori 13 plus 10 ori 27. Ai vreo idee? M-am gândit la ceva. Te rog. Ori m-am gândit că putem să facem 5 ori 10. Da. Plus... Stai, 335. Răspunsul. Dar nu mă interesează mult. Am gata, nu vreau. Eu nu mă interesează. Bun, eu ajung tot acolo, dar vreau... Am două variante. Hai zi. Ia să văd. Deci, m-am gândit 5. Ce ești tu tristă? Spune de ce ești tristă. Că nu mai vezi același numitor, nu? Același factor peste tot. Data trecută a fost 7 peste tot, 5 peste tot, 3 peste tot. Acum nu se vede. Dar oare în 10 nu se află? Ba da, sunt 2 de 5.
Adică 2 ori 5. Da. Hai să scrim așa. Deci egal mai departe. Facem 5 ori 2? 5 ori 13 plus 5 ori 2 ori 27. Da? 5 ori 2 ori 27. Și acum v-am făcut rost de 5. Aaaa. Și acum puteți spate pe 5 în factor comun. Da? Și acum. Ia să vedem. 3 plus 13 plus 27. Vedeți, domnule deputat, că s-a văd. Da. Da, eu acum mă aflu într-o lecție direct la Prof Online TV și dacă intrați acolo, mă vedeți în, la lecție în direct. Deci la ora 4 până la 10 seara sunt direct la Prof Online TV. Pe matematică, copii de clasa a 4-a, vreau să vă comunic acest lucru. Știu cum aveți, dar acest mesaj merită reținut. Da, vă salut. Vă salut. Zice, 5 ori 13 plus 5 ori 2 ori 27. Da. Și egal mai departe cum? 5 ori 3. Ce observăm? 5 este? De 3 ori. Atenție. 5 e comun și la ăstuia și la ăstuia. Da. Și ce, fiind comun și la ăsta și la ăsta, putem ce? Ce vreau face? 5 ori 13. Deci 5 ori, paranteză, 13 plus 27. Aaa, dă pe 5 în factor comun. Deci e factor comun aici și aici. Deci egal cu 5 ori. Și zicem 13 plus 2 ori 27. Da? 5 ori 13 plus 2 ori 27. Așadar, 5 ori 13 plus 5 ori 2 ori 27. Faptul că am eram înnebunit după 5 ăsta, îl vroiam neapărat, din pământ, din iarbă verde, trebuia să scot pe 5, dar l-am găsit ascuns în 10, șmecherul de 5. Deci acest 5 nu se vedea. Am făcut rost, l-am scos la suprafață și acum când am văzut că este și membru drept, am spus gata, te folosesc. L-am scos în factor și m-a rămas din primul 13, iar din al doilea a rămas ce a rămas? 2 ori 27. E ca și cum ai spune că ar fi da? 5 ori 7 plus 5. Deci acum zic egal mai departe. Hai să continuăm egal cu 5 ori 13 plus 2 de al de 27 fac 54 și egal cu 5 ori ca rezultat 13 ori 54 fac 67. Și nu și ne dă 35. 5 ori 7, 35. 5 ori 6, 30. Da, 335. Vezi că am ajuns la aceeași răspuns? Da, Davide, vreau să fiu încă mine, mă, să vezi ce șmecherie facem acum. Încă nu ați gustat de frumusețe, ghiștiu. Da. Deci ideea este așa, că atunci când nu îl avem pe factorul ăla, îl căutăm cineva, poate e ascuns. Păi, și dacă nu-l avem? Păi, dacă nu-l avem, puteți scoate. Poftim. 6 ori 12. 6 ori 12. Plus 12. Așa. Ori 5. 12 ori 5. Dar am pe 12, comune. Da? E cam aici parte cu 12. Hai, te rog, să vorbești. El îl pune 9. Din locul 12 ori, deschidem paranteza, 6 plus 5, da? 6 plus 5 face 12 ori 11, da? Și da. Face cât o face. Facem așa. Jocul va fi următorul. Unul propune și celălalt doi rezolvăm. Eu și cu celălalt care ne l-a propus, el acum propui tu. Te rog. Pune tu un pic. Deci, 9 ori 10. 9 ori 10. Plus 18 ori 2. 18 ori 2. Minus. Da. Fii atent că ne creează capcane. Vedeți, ne descurcăm noi. 27. 27. Minus 10. 27? Minus 10. Minus 10? Da. Minus 10. Dar ori 10. Minus 10. Atâta, da? Minus 10. Număr 10. Minus 10. Minus 10. Minus 10. Gata, dar știu. Să vedem ce facem.
Ne uităm cu atenție, suntem dacă la un cap, la altul găsim. Da, noi îl găsim în 27 și în 18. Așa, facem o echipă de ăștia doi, da? Bun. Și prima cu 9 ori 10, că și acolo e 9. Și aici 9 ori 10 și da. Cu 10-le astea. Aici prin 10 ori 1. Deci fac, ăștia doi fac o echipă, deci grupăm așa, mă. Da, e ușor așa. Așa facem, că n-aveam de la un capul ăla. Nici ai văzut o gândit așa, domnul Rafael. Păi nu s-o gândit, acum ai plăcut surprinsă că... Așa, deci iată, zicem așa, 18 ori 2, minus 27, 18 ori 2, minus 27, plus 9 ori 10, minus 10. Și așeștia, la ăștia doi, ne putem gândi să vedem un factor comun? Lăsați puțin, da. A, să vedem? Da, da, da. Cum? Stați. Stop. Dacă ne-au făcut figuri de astea, poate găsim cineva ascuns acolo. 9! Excelent! 9! Că 9 este și în 18, este și în 27. Excelent! Bravo! Bravo! Egal mai departe cum. Zicem, atunci zicem 2 ori 9. 2 ori 9. Ori 2. 2 ori 9 ori 2. 2 ori 9 ori 2. Minus, în loc de 27, că zice? Minus 9. Minus 3 ori 9? Minus 3 ori 9, da. Minus 3 ori 9. Și plus? 90. Deja. Aaa, nu vreau. Vrea factor comun, domn profesor. Așa. E 10 comun. 10 e comun. Cu 10. Scoate de 10. Plus 10 pe lângă. Pe lângă ce rămâne? Pe lângă 9. Așa. Ori. Nu, nu. 9 minus. 9 minus. Minus. Minus 5, minus 1. 1, 1. Minus 1. Da, mă, minus 1, că l-am și pus ca să te ajut. N-am văzut. Nu, minus 1. Și cam mai departe, cum ziceam? Acum, de ăștia doi din față, ce putem scoate? Pe cine să dăm un factor din aia doi? Să dăm pe... Păi tocmai am vorbit, deci pe cine am deci, și pus... Pe 9. Pe 9, că l-am pus în evidență. Deci zicem 9. Și ce rămâne în paranteză? Și în paranteză rămâne 8. Nu, ei, mă, 2 ori 2. Am paranteza aia. Nu, acolo, iată, până acolo mai avem treabă aici. Deci l-am scos pe 9 și îmi vine 2 ori 2. 2 ori 2, 4. 4, minus 3. Minus 3. Așa. Din cauza că pe 9 l-am scos. Plus, 10 ori? 10 ori 8. 10 ori 8, așa. Și egal cu 4 minus 3, cât face aici? 4 minus 3, 1. Și vine 9 ori 1, 9. Plus 10, 89. Da? Plus 80 și egal cu 89. Dar n-am făcut prin șmecherii, nu ne-am putut face. Nu ne-am dus să facem calculul. Că tot acolo ajungeam. Exact. Acum că o pui tu. Dar eu... Atenție, facem echipă. Am maneta la putere. Așa. Hai să vedem. Apoi am eu. 6 ori 10. 6 ori 10. Plus. Da. 36. 36. Împărțit. La 9. La 9. Minus. Minus. Să-ți mă gândesc. 4, 54. Minus 54. Împărțit la 9. Împărțit la 9. Plus 30. Plus 30. Egal. Da, egal, gata. Daria. Oh my God. Ce faci tu aici? Păi. În 36, 6 intră de 6 ori. Și în 54, 6 intră de 9 ori. Da, da, ia. Deci îl regăsim pe 9, în 36 și în 54. Da, eu zic să facem împărțirea, să facem împărțirea asta, că el a vrut să vadă dacă știm să facem împărțirea, nu? Păi, dar normal să facem împărțirea. Știm să facem, să vedeți că spune. Păi facem. Hai, zicem. 6 ori 10, da, ok, 6 ori 10, plus 6. 3, 6, împărțit la 9. 4. 3, 6, 4. 4. 4. Ați văzut. 4, 9, 3, 6. Împărțit la 9. Ne-a încercat bine. A, 4, da. Ne-a încercat și ne-a prins aici. 4. 4. Minus. Plus minus. De data asta nu mai prin 6. 6. Da, minus 6. Da. Plus 30. Plus 30. Da. Păi, îl avem în comun cu 6,
Unde avem o 6? Avem 66 ori 6 plus 4 minus 6. 6 ori 1. Ia uite-te. Și facem 6 ori 10 ori 1. Deci, atenție, cuplăm pe ăsta, pe 6 ori 10 cu 6 ori 1, scoatem în factor comun pe 6, da? Iar din ăsta 2 o să mai vedem noi ce o să facem, da? Vedem în data. Deci, deocamdată, facem echipa asta. 6 ori 10. 6 ori 10 plus... Unde plus? Minus, 6 ori 1. Minus? 6 ori 1, da? Și i-am încadrat, i-am pus unul de altul ca să-i vedea. 6 ori 1. Da? Plus 4 plus 10. Plus Daria, 4. Fii atentă că amândoi reușim. Da. Bine. Plus. 4. 4. Plus 30. Plus 30. Și atunci... Din ăștia doi, pe cine facem? Cine voi facem mai întâi 6 ori 10. No, nu, facem calcul. Dar factor comun. Scoți 6-le. 6-le. 6-le factor comun. Am înțeles. Păi este 6 și aici. Păi la 2 aici. Și aici e 6. Daria, da. Scoate pe 6 factor comun, vine 6 pe lângă. 6 pe lângă, cât? Deci, să-și facem 6. Ori. Ori. Ori 10. 10, ce se împui? 10, 8. Uite acolo. 10, minus, deci din primul rămas 10. 10 minus 1. Dar a rămas 1, minus 1, da? De 10, 10 minus 1. 1. Plus 4 plus 30. Plus 4 plus 30. Dar din ăștia 2 s-ar afla ceva comun? Da. Cine avem pe 30, care se împarte la 6. Se împarte la 6? Da, unul, nu. Mai din ăla 2, mama. Ah, minus 2. Hai cu 6. Păi 4 îl putem scrie ca... Așa trebuie să gândiți. 4 îl putem scrie ca 2 ori... 2. 2 și pe 30 îl putem scrie ca 2 ori... Cât? 2 ori... Ca să-l am tot pe 2. Știi că 4 e 2 ori 2. 2 ori 15. Cinci. Am gândit eu. Da, da, 5. Da, deci zicem 2 ori 2 plus 2 ori 15. Și acum aș putea să dau un factor comun pe cine, Daria? Aș putea să dau un factor comun pe... Deci la ăștia, la ăștia, la ăștia. Da, pe 2. Pe 2. Pe 2. Așa. Și facem 6 ori 6 ori 10 minus 1 care face 9. Plus 2 pe lângă. 2 pe lângă, ce rămâne? Plus 2 ori 13. Nu, mama, uite. 2 pe lângă, din primul mi-a rămas un 2. Da. Pe ăsta l-am dat. Uite, pe ăsta l-am dat. Și atunci vine 2, rămas plus 15. Plus. Din al doilea. Că pe 2 ăsta l-am scos comun. El va ataca pe cei doi. Dacă mă întorc înapoi, vine 2 ori 2 plus 2 ori 15. Da. Distributivitatea. Face egal mai departe, 6 ori 9. 6 poți să dau cu rezultatul 54. 54. 54 plus 2 ori 2 ori 17. Așa. Și care va fi egal cu 54 plus 2 ori 7, 14. 34. Care va fi egal cu 88. 88. Rezultatul. Da. Deci, noi puteam să trecem la calcul efectiv. Copii, și ajungeam la rezultatul acela mult mai repede, dar m-am jucat în varianta care mi-am propus să mă existez cu scoaterea factor comun. Deci, acolo unde l-am văzut, l-am văzut repede pe 6 ori 10 și 6 ori 1. Și atunci pe 6 l-am scos. Pe urmă, aici între 4 și 30 l-am văzut, dar m-am întrebat ce număr este acela care se împarte exact și la 4 și la 30? 2. Și l-am găsit pe 2. Da? Că 2 se împarte exact și la 4 și la 20. Cel mai mare număr care, nu, la care se împarte 4 și 20. 2. Și atunci în loc de 4 am zis 2 ori 2 și în loc de 30, 2 ori 5 și l-am scos pe 2 acela în factor. Așadar... 44. Da, putem întrebi.